Iubiți credincioși, o să mai citim un capitol din Noul Testament, versiunea Bartolomeu. Biblia, versiunea Bartolomeu, a ajuns la epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni. Așadar, Noul Testament, versiunea Bartolomeu, epistola Sfântului Apostol Pavel către Efeseni, capitolul 3. Apostolatul lui Pavel printre neamuri, a cunoaște iubirea lui Hristos. Pentru aceasta eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos, pentru voi păgânii, nota se înțelege creștinii proveniți dintre păgâni, faza e lăsată aici în suspensie pentru intercalarea unui fragment explicativ și reluată în versetul 14. Dacă într-adevăr ați auzit de economia harului lui Dumnezeu care mi-a fădat mie pentru voi, anume că prin descoperire mi s-a făcut cunoscută taina, așa cum pe scurt v-am scris mai sus. Notă: modalitatea în care Dumnezeu și-a pus planul în aplicare asupra lui Pavel, adică i s-a descoperit în vederea pe care a avut-o pe drumul Damascului și l-a ales ca apostol și l-a învățat prin descoperire toate tainele Sfintei Evangheliei și apoi l-a trimis în nume ca pe un apostol, așa cum pe ceilalți a trimis și prin vederea fizică. Apostol Pavel nu l-a văzut fizic, ci doar în duh. Dar trimiterea apostolului s-a petrecut după învierea Domnului Hristos, când și Sfântul Apostol a văzut pe Domnul Hristos cel înviat. Și așa cum l-a văzut și Sfântul Apostol Pavel pe drumul Damascului. Citind acolo puteți cunoaște priceperea mea în taina lui Hristos, care în alte generații nu s-a făcut cunoscută fiilor oamenilor, așa cum întru Duhul li s-a descoperit Sfinților săi apostoli și profeților, cum că păgânii sunt împreună moștenitori și mădulare ale aceleași trup și împreună părtași ai făgăduinței întru Hristos Iisus prin Evanghelie, căreia eu slujitor m-am făcut potrivit harului lui Dumnezeu care mi-a fost dat prin lucrarea puterii sale. Mie, celui mai mic dintre toți apostolii, mi-a fost dat harul acesta de a le bine vesti neamurilor, bogăția cea de nepătruns a lui Hristos și tuturor luminat să le arăt, care este economia tainei celei din veci ascunse, cel ce pe toate le-a zidit prin Iisus Hristos, anume ca începătoriilor și stăpâniilor celor din ceruri, să li se facă cunoscută acum, cunoscută în biserică, sau prin biserică, înțelepciunea cea lui Dumnezeu, cea de multe feluri. Notă: chiar puterile cerești pe care unii contemporani al lui Pavel le socoteau mai presus de orice. Nu aveau cunoștință, adică îngerii, cele nouă cete de îngeri, serafim, eruvim, tronuri, începătorii, puteri, stăpâni, domnii, arhanghel, îngeri, nu aveau cunoștință de planul lui Dumnezeu, cel veșnic de mântuirea omului care l-a pus în aplicare prin Iisus Hristos și prin lucrarea sa mai apoi, făcută în biserică prin Sfântul Apostol, de aceea, prin Sfânta Biserică și îngerii primez revelații. Dar deci nu aveau cunoștință nici îngerii de planul ascuns al lui Dumnezeu și nici ele nu îl puteau cunoaște decât prin biserică. Potrivit cu planul cel din veci pe care el l-a împlinit întru Hristos Iisus Domnul nostru, cel întru care prin credința în el cu încredere avem îndrăznire și cale deschisă spre Dumnezeu. De aceea vă rog să nu vă pierdeți curajul din pricina necazurilor mele pentru voi. Ele sunt slava voastră. Pentru aceasta îmi plec genunchii înaintea Tatălui Domnului nostru Iisus Hristos, din care
Orice neam în cer și pe pământ își trage numele. Notă: înțelesul complet al cuvântului original. Descendență, comunitate, familie, trib, națiune, rasă, care se trage dintr-un strămoș comun. Pentru ca el, după bogăția slavei sale, să vedea ca prin Duhul său să fiți puternic întăriți în omul cel lăuntric, ca Hristos să se sărășluiască prin credință în inimile voastre, înrădăcinați și întemeiați în iubire, să puteți înțelege împreună cu toți sfinții care este lățimea, lungimea și adâncimea și înălțimea, notă, dimensiunea infinită a planului divin, și să cunoașteți iubirea lui Hristos, cea mai presus de cunoaștere, pentru ca să vă umpleți de toată bunătatea lui Dumnezeu. Iar celui ce, potrivit puterii sale, care le lucrează în noi, poate face cu mult mai mult decât tot ceea ce noi cerem sau gândim, lui fie slava în biserică, adică lui Dumnezeu cel veșnic, lui fie slava în biserică, întru Iisus Hristos, în toate neamurile din vecii vecilor. Amin. Dumnezeului nostru slavă, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.